YouTube, sunt Bogdan și azi am revenit cu mult așteptatul review al flagship-ului celor de la LG și anume LG G3. Telefonul a fost primit în teste de la magazinul evomag.ro, cărora le mulțumesc foarte mult că mi l-au trimis. Prețul este undeva pe la 2399 cu reducere, vă voi lăsa link în descriere, nu știu sigur posibil să se fi schimbat până acum, pentru că prețurile se actualizează foarte des. Așa, vă las un link în descriere și veți vedea voi prețul actual. Deci începem cu partea de design. Telefonul este făcut din plastic și sticlă. Pe față avem ecranul de 5.55 QHD cu o rezoluție de 1440x2560 de pixeli și cu aproximativ 534 de pixeli per inch. Este un ecran True HD IPS LCD capacitive touchscreen cu 16 milioane de culori. Avem bineînțeles și protecție Corning Gorilla Glass 3. Să vedem și senzorii. Sus avem senzorii. Avem camera de 2.1 megapixel care filmează 1080x30 de frame pe secundă. Avem earpiece-ul și LED-ul pentru notificări. După cum am spus și în comparația cu S5, apreciez foarte mult aceste margini înguste pe care LG le-a pus pe flagship-ul său. Aceste margini nu doar că fac telefonul mai compact, dar îi dă și un plus de design. Și da, telefonul este foarte compact, are o diagonală de 5.55, deci o diagonală apropiată de un phablet, dar este foarte compact, deci nu am văzut o diferență foarte mare, mă refer la dimensiuni, între S5 și G3. Dar haideți să continuăm. Sub ecran avem, bineînțeles, logo-ul LG. Pe ambele laterale nu avem nimic decât pe cea dreaptă, avem o mică fantă pentru deschiderea capacului. În partea inferioară avem un jack, un microfon și un port micro USB 2.0. În partea superioară avem un port infraroșu și un microfon. Avem o margine care face ocolul telefonului, care pare să fie de bună calitate, nu ca cea de pe S5. Pe spate avem camera de 13 megapixel cu stabilizare optică plus și o rezoluție maximă de 4160x3120 de pixel. Avem un autofocus laser, avem un blitz dual LED cu o componentă de culoare caldă și o componentă de culoare rece, deci un blitz dual tone. Jos avem butoanele de volum și butonul power care sunt foarte comode. Avem logo-ul LG și difuzorul pe care mulți l-au criticat, dar aici este o chestie de gusturi. Mie personal îmi place cum se aude. Acest difuzor are un watt și o tehnologie care se numește Buster Amp, deci de aici reiese calitatea audio. Că tot am ajuns la partea de sunet, aș vrea să vă spun și despre căștile QuadBit 2, care au un volum destul de scăzut după gustul meu, dar în schimb sunt foarte comode, deci stau excelent în urechi, poate și din cauza formei pe care o au. Avem o telecomandă mare pe ele, pe care sunt butoanele de volum și butonurile start, stop și de pornire și de închidere a conversației. Avem jack-ul de 3.5 mm care nu este aurit, este un jack simplu. Acum haideți să trecem la interior. Păi avem aceeași platformă ca pe Galaxy S5, după cum am spus și în comparația cu Galaxy S5. Avem 2 GB memorie RAM, dar spre deosebire de S5, G3 poate fi găsit și într-o variantă cu o platformă diferită și anume cu 3 GB memorie RAM și 32 de GB memorie internă. Avem un procesor quad-core de la Qualcomm Crite 400 tactat la 2.5 GHz. Avem ecranul QHD care este de o calitate ireproșabilă, deci nu are luminositate atât de puternică, fapt care se datorează densității pixelilor. Telefonul rulează Android 4.4.2, deci KitKat, și cu ultimul UI de la LG, care mie unul îmi amintește de UI-ul de pe HTC și anume HTC Sense. Să trecem și la cameră. Nu voi vorbi foarte mult despre cameră în acest videoclip, pentru că am făcut un videoclip separat dedicat acestui subiect și veți găsi link în descriere. Deci este o cameră care face niște poze geniale, o cameră de 13 megapixeli, face poze bune atât în condiții de luminozitate crescută, cât și în condiții de luminozitate scăzută. Acest lucru este valabil și la partea de video, această cameră filmează foarte bine și da, după cum bine știm cu toții, avem stabilizare optică plus, ceea ce face ca imaginele și videoclipurile să fie foarte stabile. Deci nu stăm cu frica că imaginele vor ieși șterse. Ce îmi place foarte mult este acel Knock Code. Este o chestie destul de interesantă.
Ce mai avem de precizat? Avem un procesor grafic Adreno 330, 2 GB memorie RAM și 16 GB memorie internă, dar cum am spus, poate fi găsit și în varianta de 3 GB de RAM și 32 de GB memorie internă. Nu voi vorbi foarte mult nici despre partea de gaming, pentru că am făcut un videoclip separat și despre acest subiect, dar vreau să precizez că LG G3 se comportă chiar bine la gaming. Dacă ați urmărit game testul, ați văzut cum se mișcă, ați văzut că am avut 2 sau 3 mici laguri. Telefonul cântărește 149 de grame și are o grosime de 8,9 mm. Dacă ne aducem de aminte de Samsung Galaxy S2, e bine, el avea aceeași grosime, dar acest telefon ajunge la această grosime pe la mijlocul său, pentru că el are o formă curbată cum are HTC One M7 și M8. Capacul din spate se îndepărtează și bineînțeles este un capac de bună calitate, seamănă cu spatele de pe HTC One M8, dar spre deosebire de acesta, cel al lui LG G3 este din plastic, dar nu orice plastic, este un plastic cu inserții metalice care îl face mult mai rezistent. Avem Quick Remote, care este mult mai bine optimizat față de remote-ul de pe S5. Avem bineînțeles Bluetooth 4.0, NFC, infraroșu. Avem funcțiile pe care le găseam și pe celelalte smartphone-uri de top. Și acum să vă arăt scorurile pe care le-a obținut LG G3 în benchmark-uri. Vă spun că de pe acum că nu sunt acelea scoruri ca în testul pe care l-am făcut, videoclipul acela, separat. Între timp am mai făcut o dată testele și am obținut scoruri mai mari. Haideți să vedem, am făcut un print screen, să vedem în AnTuTu, am obținut 27.123 de puncte, în Quadrant Standard am obținut 22.780 de puncte, deci un scor mai mare decât cel din acel video. Nu știu sigur cât era, dar știu că este mai mare acest scor. Și în Forge Mark am obținut un scor de 21.982 de puncte. Și acesta este mai mare, știu că în acel video am obținut 17.000 și ceva. Acum să vorbim un pic despre bateria lui LG G3. Avem o baterie litiu polimer de 3000 de mAh. Și am făcut și un mic test să vă arăt. Am făcut niște print screen-uri. Deci cu playback video aveam 59% baterie. Era ora 12.27. După era ora 12.36, bateria a scăzut la 55, la ora 1.08, bateria a scăzut la 43%, la ora 1.36, bateria avea 26%, la ora 1.56, avea 17% și la ora 2.38, avea 1%. Și da, ne cam apropiem de sfârșitul review-ului. În concluzie, este un telefon reușit, puternic și destul de compact pentru diagonala sa. Cei de la LG au tăiat din margini pentru a face telefonul cât mai compact și, bineînțeles, aceste margini mai înguste îi dă și un plus de design. Și acum să vă spun dacă merită sau nu. Aici am avut și eu o mică dilemă. Deci dacă ai un Galaxy S3, merită, asta te asigur. Dacă ai un Galaxy S4 și banii nu sunt o problemă, poți face acest upgrade, dar dacă ai un S5, nu prea merită, pentru că pierzi destul de multe feature-uri interesante cu care te poți lăuta la prieteni. Acum, dacă ai un HTC One M7, sincer spun la fel ca la Galaxy S4, dacă banii nu sunt o problemă, atunci cumpără-l fără probleme. Dacă ai un HTC One M8, nu prea s-ar merita, adică dacă ar fi să ne luăm după specificații, ar merita, dar sincer, unui posesor de HTC One M8 sau M7 este destul de greu să treacă de la un design premium și o carcasă premium din metal la o carcasă din plastic. Și mai sunt și acele difuzoare Boom Sound, care este păcat să le pierzi. Ok, cam atât și cu acest review. Dacă mai aveți întrebări, le puteți lăsa într-un comentariu pe YouTube și eu voi spune părerea mea. Voi ați asistat la review-ul flagship-ului de la LG, adică LG G3, care și-a propus să fie telefonul anului, dar asta vom afla în toamnă când se va lansa Note 4 și noul iPhone. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Eu am fost Bogdan și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pa!